La Universitatea din Pitești, doar 861 de tineri vor avea șansa să studieze fără să plătească, față de 900 anul trecut. Cele mai multe locuri subvenționate de stat sunt la Facultatea de Mecanică și Tehnologie, 120. De asemenea, peste 100 de locuri sunt disponibile și la Facultățile de Electronică și Științe. Cele mai puține locuri sunt la Facultatea de Științe Juridice, doar 36. Cei care vor să urmeze cursurile unei facultăți din cadrul Universității din Pitești pot studia și cu bani. 2039 de locuri cu taxă sunt disponibile pentru anul universitar 2011-2012.